Bine v-am regăsit la un nou episod, o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi, Alex Nicola, bun venit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Alex este avocat, prin urmare va pleda un caz în această emisiune. Da. Pledezi nevinovat. Nevinovat acum, da. Prin Hristos, nevinovat, cu siguranță. Cea mai bună pledoarie și cel mai bun apărător în toată situația aceasta. Alex, care este viața ta? Care e povestea ta? Oh, mulțumesc pentru întrebarea asta atât de largă. Acum pot să încep de oriunde vreau. Exact. Și în mod normal m-aș fi gândit să încep undeva prin la sfârșitul adolescenței, în momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu, în momentul întâlnirii mele cu Hristos, dar aleg ca de data asta să încep și mai în urmă, și anume la 6 ani, la vârsta de 6 ani, când s-a întâmplat un lucru pe care nu l-am înțeles mult timp. Și anume, fiind la bunicii mei, pe la care stăteam foarte mult timp, bunicii mei preferați așa de poveste, s-a întâmplat ca într-o zi de iarnă să leșin, pur și simplu, și nimeni n-a știut ce s-a întâmplat cu mine, toată lumea era foarte speriată, am trecut prin niște analize medicale și toți doctorii au spus, n-are nimic, băi, n-are nimic, dar na. Și din cauza asta părinții mei nu m-au mai lăsat o perioadă să merg pe la bunici ca să lămurim situația. La foarte scurt timp după, bunicii mei au fost ambii găsiți decedați în casă, în pat, împreună, în timp ce dormeau, din cauza faptului că soba avea o scăpare de gaze. Wow. Și după s-a legat evenimentul de dinainte și mult timp n-am înțeles asta, a fost așa o ce coincidență bună. Mai târziu mi-am dat seama că a fost modul prin care Dumnezeu mi-a zis, știi ce, noi mai avem treabă. Și ți-ai pierdut ambii bunici de poveste. Da, da. Dar sunt încredințat că o să mă întâlnesc cu ei. Uh-huh. Și nu, după am mai multe lucruri s-au întâmplat undeva prin adolescență, când aveam 12 ani, din cauza unor probleme financiare mai mari, tatăl meu a trebuit să plece în străinătate. Plecat în străinătate, inițial, normal, întotdeauna planurile sunt așa pe termen scurt, să rezolvăm niște probleme și să ne întoarcem. Lucrurile n-au fost chiar așa. Și am trecut printr-o perioadă destul de dificilă, datoriile în care intrasem m-au dus până în punctul în care efectiv ne-am pierdut casa în care stăteam, mașinile, firma tatălui meu a dat faliment. Lucrurile au fost destul de urâte, ne mutasem din oraș, din Filiaș unde stăteam atunci, pe caserăm la Craiova, și până la urma urmei, tata a trebuit să plece, eu cu mama n-am mai rămas la Craiova și ne-am întors acasă și am stat la bunici în niște condiții destul de neplăcute, la modul că în primul an aveam și șoricei prin casă din când în când și alte lucruri de genul ăsta, nu tocmai plăcute. Și ușor, ușor am intrat în adolescență, punctul ăla fain așa din viață în care ai impresia că știi toate lucrurile și începi să-ți construiești așa o personalitate și mai ales firea mea a vrut așa să își controleze o personalitate cât de puternică se poate. Tu erai credincios pe atunci sau familia ta? Nu eram credincios. Mama era credincioasă, aș fi vrut să spun că și tata, dar asta s-a întâmplat un pic mai târziu. Mama era credincioasă și m-a obligat să merg la biserică, iar tata o susținea, chiar dacă el nu venea la biserică, o susținea pe mama și mergeam la biserică, dar nu de drag. Mergeam la Biserica Baptistă din orașul nostru de acolo și odată intrat în adolescență, am început să fac, să zic așa, să cad pradă diverselor tentații. Nu am fost genul de copil care se lăsa influențat la rău de alți copii, eram genul de copil care influența la rău pe alți copii de multe ori.
Și am început să fac tot felul de chestii, de la clasicele țigări și lucruri de genul ăsta. Ușor, ușor, în anumite contexte s-au ajuns la lucruri și mai mult de atât, să zic așa. De exemplu. De exemplu, am fost dependent de alcool și când zic dependent, nu mă refer doar la a consuma ocazional, deci da, consum doar ocazional, la petreceri, încă mai ai o șansă. Și am ajuns într-un punct la un moment dat, undeva pe la 17 ani, în care eram destul de prins de lucrul ăsta. Înseamnă că zilnic consumă alcool? Aproape zilnic, cele mai multe ori pe ascuns, de multe ori singur. Când ajung să consum singur, deja încep să realizez că e o problemă. Și chiar și în timpul școlii, în timpul săptămânii, chestii de Erai genul beat ăsta. sau nu la nivelul ăsta? Dacă eram, Beat. da, asta era scopul, adică, da, asta era scopul, nu doar, da. Și, da, ușor, ușor am ajuns în contexte cu alții care să facă aceleași lucruri ca mine. Ocazional am avut probleme cu poliția, chestii de genul ăsta. Îmi plăcea să merg la club, îmi plăcea să, da, fac tot ce ține de club, de băut și alte lucruri care se fac în club, scandaluri, chestii de genul ăsta care inevitabil apar. Erai agresiv? Eu totdeauna te-am văzut așa blajin. Nu pot să-mi imaginez o versiune de azi. Eram agresiv, da, Te eram luai la agresiv, harță cu alții. da, făceam asta în mod regulat. De asta pot și unele mici altercații cu poliția ocazional. Agresivitatea asta venea cumva și din dorința de a-ți impune respectul în cei din jur și printre cei din jur. Și adolescența de multe ori înseamnă asta, poate mai ales la noi, la băieți, când băieții din liceu și așa mai departe, trebuie să arătăm cumva, să ne arătăm cumva superioritatea între ghilimele. Și cum poți să faci asta dacă nu împotriva celor din jurul tău? Și da, nu e chiar un lucru cu care mă mândresc, dar aleg să spun ce eram ca să arătăm două versiuni diferite și să vedem că între ele de fapt e Hristos. Și da, în toată adolescența mea am trăit cu mama. Tata s-a întors mult mai târziu, adică atunci când s-a întors deja lăsase un copil și găsise un bărbat de 20-21 pic de ani. Și am creat așa o legătură foarte, foarte apropiată cu mama. Dar în paralel cam asta era viața mea în timpul adolescenței. Un anturaj care te ajuta să cazi. Da, dar nu știu de unde să cad, pentru că nu Erai știu dacă căzut. fusesem undeva mai sus de atât. Cred că mă căutam cumva pe mine și nu știam unde să o fac. Și aveam impresia că viața poate să-ți ofere mici bomboane într-un loc sau altul. Și cumva astea erau bomboanele mele, astea erau dulciurile pe care viața Bun, tu mi erai le dădea. mulțumit de viața ta? Sau realizai că lucrurile nu sunt chiar ok, dar le vei schimba tu pe parcurs? Realizam că anumite lucruri nu sunt ok. Realizam, spre exemplu, că nu e ok să fumezi, spre exemplu. Toată lumea știe asta. Și în mintea mea era, ok, o să mă las la un moment dat. Asta până când am încercat cu adevărat să mă las și am realizat că nu pot. Și atunci m-am speriat un pic. Și la fel, problema cu alcoolul sau chestii de genul ăsta. Am avut contact cu drogurile mai mult decât mi-aș fi dorit și contextele din momentul respectiv. Da, unii prieteni au fost închiși. Contact înseamnă că ai consumat sau că ai vândut sau că... Am și consumat, am și intermediat. E mult prea mult spus vândut la modul ăla. Oamenii se uită la filme cu dealer de droguri și își imaginează. În realitate lucrurile nu stau chiar așa. Dar
intri în niște contexte crezând că o să primești anumite beneficii sau poate anumite legături cu anumiți oameni și cu timpul realizezi că atunci când vrei să ieși, nu prea poți să ieși atât de ușor pe cât ți-ai plănuit la început. Nu și... poți pentru că ești dependent sau pentru că e o situație care ți se impune? Pentru că ești dependent, pentru că deja ai niște prieteni sau așa zici prieteni care se așteaptă să faci anumite chestii. Te amenință? N-am ajuns în punctul ăla, dar poate ai impresia că pierzi anumite relații dacă nu mai faci anumite chestii. Asta e un lucru care a fost foarte important pentru mine. Și prietenii? Acum e important, dar atunci poate într-un alt mod, relațiile. Uh-huh. Și acum sunt foarte importante pentru mine, dar le văd dintr-o altă perspectivă. Atunci eram foarte legat de prietenii mei și de oamenii de pe lângă mine și probabil era și ideea asta, cu cât știi mai multă lume, te salută mai multă lume, mai multă lume îți răspunde la telefon, ești mai șmecher, dacă putem să folosim un limbaj de genul ăsta. Și da, am fost foarte legat de prietenii mei, aveam destul de mulți prieteni și da, asta până într-un punct în care m-a găsit și pe mine Hristos. Cum s-au întâmplat lucrurile? Povestea mea e pe cât de simplă, pe atât de complexă în momentul în care m-am întâlnit cu Hristos. Simplă pentru că povestea în sine, întâmplarea în sine e simplă. Și anume, într-o seară, în 20 octombrie 2015, mi-am amintesc foarte clar, am intrat în casă, adică am intrat în camera mea, am avut o discuție cu mama înainte, dar nu era o discuție de genul discuțiilor pe care nu le-aș mai fi avut înainte sau diverse certuri și așa mai departe. Dacă mi-aduc bine aminte, era o discuție pe tema... Mama era supărată că fumasem la meditație cu profesoara de franceză și... Nu e ca și cum n-au mai fost discuții de genul ăsta. Am fost de o grămadă de ori pedepsit, amenințat de părinți și așa mai departe, în dorința de a mă îndrepta. Nu e ca și cum astea ar fi schimbat ceva până în punctul ăla. S-a terminat discuția, toate cele. Am intrat în cameră, în camera mea și pur și simplu am început să plâng. Pur și simplu. Am început să plâng, dar genul ăla de plâns desfigurant. Am simțit că nu mai pot să stau în picioare. Am căzut pe jos plângând și am știut că e Dumnezeu. Pur și simplu, atunci când e Dumnezeu, știi că e Dumnezeu. Nu e, mă, o fi sau nu o fi Dumnezeu. Și pentru prima dată m-am simțit murdar. Pentru prima dată am simțit că nu vreau să trăiesc viața asta și pur și simplu am simțit că Dumnezeu zice, gata, suficient, hai să mergem acum. Și am avut o rugăciune scurtă pe care mi-o amintesc acum. Acolo, printre lacrimi, pe jos, m-am rugat și am zis, Doamne, Tu știi de câte ori am încercat să ies de unde sunt. De data asta, Doamne, scoate-mă Tu. Asta a fost tot ce am zis. Dar când am zis, scoate-mă Tu, a fost altceva. Lucrurile au fost altfel. Și, surprinzător, lucrurile s-au schimbat instant. Pur și simplu instant. După o zi normală, perfect normală, deja din a doua zi lucrurile au fost total diferite. Deja de la primul moment dimineața m-am dus la școală, colegii mei la liceu, hai să mergem să fumăm. I-am zis, nu mai fumez. I-am început să râdă, da, mă știm, n-ai mai fumat și altă dată. Și lucruri de genul ăsta, ușor, ușor, oamenii au început să vadă schimbări. Încă aveam anumite ticuri verbale, așa, în limbajul ăsta mai licențios și... De fiecare dată când îmi scăpa, ca tic verbal, mă ardea ceva. Deci nu mai era, nimic nu mai era la fel. Parcă mă speriam în momentul ăla. Nu mai, gata, nu. Și am început să investesc în chestia asta. Îmi doream să ascult muzică creștină. Pentru prima dată mă duceam cu drag la biserică. Biserica aia care mi se păruse atât de plictisitoare. Pentru prima dată m-am dus la biserică și am zis, Doamne, nu era vorba de cei în biserică, era vorba de ce era în mine. De atâtea ori m-am dus la biserică, eram mahmur, eram fai de capul meu. Dar pentru prima dată, mi-amintesc acum, la liceu,
la scurt timp după momentul ăsta, doamna dirigintă mi-a propus să merg la un concurs de oratorie și am întrebat-o când e. Și mi-a zis duminică, nu știu când, și am zis nu pot, merg la biserică. Și asta a fost, a rămas, nu știu cum să reacționeze. Și prietenii au văzut schimbarea asta. Orășelul în care eram, deci Filia și un oraș de 20.000 de locuitori, ceva de genul, nu atât de mare. Lumea vorbea, toată lumea vorbea de vârsta mea sau mai mari sau uneori părinții unora vorbeau, nu le venea să creadă. Cum? Ăla? Păi cum adică s-a pocăit? Aveam cunoștințe care așteptau, cumva se fofilau pe lângă mine, nu știu cum să mă întrebe dacă e adevărat. La un moment dat un prieten m-a așteptat târziu, seara, ploua afară, să mă roage să mă duc acasă, ok, după să caute subiect, la fel, să mă întrebe, până la urmă, e adevărat? Și o să-i zic, ce să fie adevărat? Chestia aia, că m-am pocăit? Da. Și am zis, da, e adevărat. Era... Cam asta a fost reacția. Și vreau să zic ceva legat de treaba asta cu prieteniile. Mi-era cumva foarte greu să renunț la prietenii mei și, sincer, dincolo de toate lucrurile pe care le făceam și chiar dacă multe erau prietenii nepotrivite, era așa un fel de, englezii îi zic bromance, era o legătură între noi și eram apropiați și cumva ne iubeam în felul nostru, în prietenia noastră băiețească. Și mă gândeam că n-am cum să stau fără prieteni. Și fix în momentul, fix exact în perioada în care m-am pocăit, Dumnezeu a făcut în așa fel încât au început întâlnirile de tineret la noi la biserică. Un pastor din zona a început să... a luat inițiativă și s-a mobilizat ca să facă întâlnirile astea de tineret, care erau chiar, se țineau chiar în biserică, biserica din care provin. Și și la început erau foarte mulți, la modul 100 de oameni, mai ales primul an au fost foarte mulți. Și acum puteți să ziceți că-s nebun, dar eu cred că Dumnezeu a făcut aia pentru mine. Nu spun că doar pentru mine, dar în complexitatea planului său sunt convins că m-a avut și pe mine în calcul și mi-a dat alte prietenii, alte legături, alte compensat oportunități. Compensat grupul pe care l-ai părăsit, ai ieșit din el sau ai păstrat legătura cu ei? Am avut 6 prieteni care au venit la botezul meu și cu niciunul dintre ei nu m-am certat sau ceva de genul, dar relațiile s-au stins într-un mod natural, pentru că pur și simplu nu mai aveam atât de multe chestii în comun, adică ne salutăm. Poate cu unii dintre ei chiar ne mai întrebăm din când în când ce faci, ești bine, ești ok, dar relațiile s-au schimbat în mod natural. Nu mai ieșiți la băut. Da, deja avem o problemă. Chiar vreau să spun cum am avut un moment așa important pentru mine. Exact înainte să fac majoratul, lucrul ăsta, momentul în care m-am întors la Dumnezeu, s-a întâmplat exact înainte de majoratul meu. Exact, cu puțin timp înainte. Și eu plănuiam să-mi fac majoratul la modul ăla la care și-au făcut și restul prietenilor mei. Trebuie să fie momentul meu, seara mea, noaptea mea, în care la restaurant se cântă pentru mine, se bea și așa mai departe. Și aici am avut deja o mare problemă. Ce facem cu majoratul? Și în mintea mea mă trăzneam așa tot fel de idei. Mă, cum facem? Facem, dar fără băutură. Păi ce majorat e la fără băutură? Lumea nu o să se supere. Facem, dar punem doar la bar. Gata, asta e. Mă, nici asta nu prea e ok. Și tot felul de gânduri din astea, fără să iau vreo decizie. Într-o noapte târziu mă sună un prieten foarte bun, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din momentul ăla. Mă sună noaptea târziu, ce faci frate, bine frate? Și îmi zice, uite, poți, ai vreun prieten să vorbesc să ne ia și pe noi din nu știu ce sat de aici, cu mașina. Și zic, păi, dar sunteți ok? Adică ce s-a întâmplat? Păi, că îți zic eu, păi, ești ok? Da, mă, zic eu. Na, bun. Bine, vorbesc cu un alt prieten, îl sun noaptea târziu și îi zic, uite, poți să mergi cu mașina
eu nu aveam permis în momentul ăla, poți să mergi cu mașina să iei pe niște prieteni de acolo. Da, frate. Și am mers și după el m-a sunat pe mine. Deci băiatul ăsta m-a sunat pe mine și îmi zice că păi au fost la ceva chef pe aici ziua unuia. Și după mi-a picat fisa. A fost chiar ziua celui care m-a sunat, prietenului meu, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Zi la care eu nu am fost invitat, probabil pentru că deja devenisem un pic plictisitor, nu mai eram sufletul petrecerii, nu mai consumam alcool, nu vrei genul ăsta de oameni la tine, la ziua ta de naștere. Dar totuși nu mi-a spus nimic, adică sau măcar să-mi spună, uite, vrei să vii, dacă nu vrei să vii, înțeleg. Și în momentul ăla am avut așa, parcă Dumnezeu mi-a vorbit așa și mi-a rămas în minte exact cum ce mi-a venit în minte atunci. Pentru ăștia, mă? Deci exact asta a fost întrebarea de care am avut nevoie. Și eu mă frământam, dar cum să fac eu pentru ei, cu majorat și cu toate astea? Și atunci m-am gândit, pentru ăștia, mă? Și am zis, da. Și noaptea aia, deci atunci, după ce am închis telefonul, m-am dus la maică-mea în cameră, am trezit-o, ea speriată, ce se întâmplă, și am zis, mă botez. Atunci a fost momentul în care am simțit că Dumnezeu m-a eliberat, am simțit că, gata, ești cu mine, lasă-i pe ăștia, hai, lasă. Și ce am făcut cu majoratul până la urmă? Majoratul meu a picat într-o sâmbătă, mi-am făcut ziua la biserică. Am făcut un dita mai tortu, și n-am avut alcool de data asta. Sper. Nu mi-a mai pus problema asta și au venit de mulți oameni la mine, la majorat, pe jumătate ei oricum nici măcar nu-i cunoșteam și duminica a fost botezul meu. Deci, până la urmă am ajuns să fac majoratul la biserică și a fost cel mai frumos. Ce schimbare de viață și de traiectorie. Da. În afară de obiceiurile astea care, să zicem, sunt toxice, fumai, beai, erau și droguri, ce altceva s-a schimbat în tine? Pentru că viața noastră e mai mult, adică poți să fii chiar un om destul de moral și să nu ai dependență și totuși să nu fie viața aia lui Hristos înăuntru. Da. Cred că mi-a lipsit scopul. Stau și mă gândesc, ok, fac toate lucrurile astea, care-i scopul? Nu, deci cum zice și Biblia, deci ce vom face? Hai să bem, să mâncăm, că și mâine vom muri. N-aveam un scop, exact. Scopul era, vreau să mă bucur, vreau să fiu fericit. Astea sunt lucruri foarte vagi, așa, adică dacă scopul vieții tale e doar fericirea, nu, ce se întâmplă când ești trist? Gata, ți-ai ratat scopul? Și n-aveam un scop exact. Și ceea ce se întâmpla în jurul meu era cam despre mine și atât. În momentul în care l-am descoperit pe Dumnezeu, sau Dumnezeu m-a descoperit pe mine, a început să nu mai fie despre mine. Cred că ăsta e cel mai important lucru, sau unul dintre cele mai importante lucruri, că nu mai era atât de mult vorba despre mine, era vorba despre El, era vorba de a iubi pe cei din jurul tău, de modul cum poți să iubești pe cei din jurul tău în așa fel încât să-L slăvești pe Hristos cu asta, cum poți să spui viața la dispoziție. Și de atunci a urmat un proces lung, care încă e în derulare, bineînțeles, de a învăța cum să fac lucrul ăsta. Legat de schimbare, chiar îmi amintesc ce mi-a zis un prieten foarte bun după ce m-am pocăit. Îmi zice, mă, eu totuși mă bucur că nu te mai cerți cu maică ta. Deci asta a fost, oamenii au văzut lucrul ăsta, au văzut ceva și chiar mi-a rămas așa în minte. Păi uite ce a observat omul ăsta. Ce schimbare a observat omul ăsta. Da, a fost una dintre lucruri. Deci dacă ar fi să tragi linie, ce ai pierdut, ce ai câștigat? În primul rând ai pierdut certurile cu maică ta. Da, asta e pierdere foarte bună. Da, am pierdut bombonica aia pe care o aveam și am primit în schimb așa izvoare de ciocolată, dacă pot să folosesc așa, din punct de vedere așa metaforic. Dumnezeu mi-a dat foarte multe oportunități după. Adică povestea mea, în momentul în care m-am pocăit, am crezut că povestea mea cumva se oprește acolo. De fapt, mi-am dat seama că lucrurile abia au început atunci.
un proces de șlefuire, inclusiv, stau destul de des și mă gândesc la ce i-a spus Domnul nostru Iisus lui Petru înainte de răstignire, când îi spune: Simone, Simone, Satana mi-a cerut să vă cern, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința. Și m-am gândit de multe ori, de ce n-ai să nu cazi? Putea să zic că ăsta să nu cadă. Procesul de șlefuire, ca după ce te ridici, și aici deja pune reflectorul nu pe Petru, ci pe ceilalți, să întărești pe frații și surorile tale. Și mi-am dat seama că viața mea e și trebuie să fie despre Hristos și despre alții. Și inclusiv în alegerea profesiei și în ceea ce fac acum, încerc să mă gândesc cum pot să fac lucrurile astea ca să-L slujesc pe Hristos și ca să fie despre alții. Și atunci pot să simt că mi se umple inima, de scop, și n-a fost nevoie să caut lucruri după. Dumnezeu mi-a oferit oportunitățile. Spre exemplu, în facultate am lucrat, am fost profesor la o școală gimnazială particulară creștină din Craiova, o școală foarte faină, Etos, să și precizez, și a fost o perioadă foarte, foarte faină în viața mea și realizez că Dumnezeu a plănuit și asta, poate încă de dinainte, și dacă nu ar fi existat întoarcerea mea la Dumnezeu, nu ar fi existat nici perioada asta. Evident. Și atunci când eram un copil căruia i s-au dat pe mână și alți copii să învețe, învățam așa unii de la alții, mi-am dat seama în perioada aia ce mult contează să investești în alții. Și a fost o perioadă de 4 ani, totuși, în care mi-am dat seama de niște chestii și de cât de important e să investești în alții, să pui o cărămidă, oricât de mic ar fi, la, spre exemplu, la formarea unui copil. Sau să-l ajuți să-l descopere pe Dumnezeu într-un fel în care poate nu l-a înțeles până acum, sau lucruri de felul ăsta. Ce interesant, când scopul vieții e plăcerea, trăiești fără niciun scop, că nu ți-o găsești. Devii din ce în ce mai flământ după stimuli mai puternici care să-ți aducă plăcerea. Da. Dar când scopul tău devine Hristos, începi să trăiești pentru ceilalți, de-abia atunci trăiești cu adevărat. Păi e clar că plăcerea nu o să te urmeze în continuu în viață, sau fericirea în modul ăla în care am vrea noi să o numim. N-are cum să rămână acolo mereu. În schimb, Hristos are cum să rămână acolo mereu. Hristos e acolo și în plăcere, și în bucurie, și în tristețe, și în suferință. Spre exemplu, în liceu, pentru prima dată am simțit, am avut ceva discuție la o oră, la un moment dat, chiar la ora de religie. Și am intervenit, am făcut niște chestii, am avut o intervenție chiar apreciată de doamna profesoară, și un coleg așa mai supărat cumva acolo îmi zice: știi, numai religie. Și pentru prima dată, adică a zis-o într-un mod jignitor, dar pentru prima dată m-am bucurat. Și zis: wow, ce fain că oamenii, Doamne, dai acolo puțină, e mult spus, suferință, dar m-am bucurat că pot să fiu văzut în felul ăsta cumva. Da, interesant. Regret cumva seara aceea de 20 octombrie? Ai mai vrea să fii cu prietenii tăi vechi? Să experimentezi? Seara aia e seara în care m-am născut, pot să spun. Deci e ca și cum ai întrebat dacă regret ziua în care m-am născut. Nu regret, e ziua în care am început să trăiesc. E ziua în care mi-am dat seama că e mai mult de atât. Atunci am avut impresia că am descoperit totul. Dumnezeu mi-a arătat după că sunt atât de multe lucruri de descoperit. Dar asta e frumos. Asta e frumos la umblarea cu Hristos. Că El te învață. El te învață, El nu-ți face după cum ai meritat. Câteodată ți-a mult timp să-ți dai seama de chestia asta, dar și când îți dai seama, zici: Doamne, ce bun ești și ce frumos ești. Chiar așa. Alex, suntem la finalul acestei întâlniri și
M-am bucurat de povestea ta, povestea unui tânăr care a fost născut din nou în mod real și care a experimentat eliberarea așa cum ai experimentat-o tu. N-a mai rămas niciun tip de adicție, așa este. Ai scăpat total. Da, e de tipul Instantaneu, acela atunci. de adicții despre care vorbim, da, clar. Superb, superb. Cine este Dumnezeu pentru tine acum? Dumnezeu pentru mine acum e scopul vieții mele, e standardul, e, cum să zic, e standardul cu care măsor celelalte lucruri din jurul meu și e, nu știu cum să zic, e idealul la care aspir și vreau ca el să se vadă în mine și, cum zice Biblia, eu să mă micșorez și el să crească. Vreau să... Dumnezeu e modul în care îmi fac profesia, e modul în care vreau să-mi conduc mașina, e modul în care vreau să vorbesc cu oamenii din jurul meu. Asta e Dumnezeu pentru mine acum. Super, influențează toate sferele vieții tale. Da, mă rog să fie așa. Mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea mea. Mulțumesc frumos pentru invitație. Și mulțumesc celor care ne-ați urmărit. Sper din toată inima să găsiți stropul acela de motivație ca să vă schimbați viața chiar în seara aceasta. Toate cele bune!